Încă o confirmare că lumea literară buzoiană nu se constituie într-un univers ermetic. Astăzi, la 58 de ani, Marcelis Bășoiu și-a făcut debutul scriitoricesc odată cu ieșirea de sub lumina tiparului a volumului Dreptul la opinie. Noul intrat în cercul văzut de unii drept ezoteric al scriitorilor buzoieni a fost primit cu brațele deschise, Marini Frim semnând prefața lucrării. Ba mai mult, zeci de oameni ai literelor au fost prezenți astăzi la lansarea volumului pentru a netezi drumul debutului lui Izbășoiu. Să zicem cu îngăduință, încurajați, nu, la Buzău este, dând la o parte micile frecușuri între cei consacrați și cei care aspiră la gloriola locală sau la gloria națională, ceilalți sunt acceptați fără doar și poate și sunt chiar încurajați să spună gândurile și trăirile pe coala albă de hârtie. Volumul este în fapt o colecție de eseuri publicate de-a lungul timpului în diferite publicații locale sau zonale. Eseuri ce conțin atât opinii legate de boema lumii literare buzoiene, dar și o catagrafie a scriitorilor buzoieni înregimentat sub egida Uniunii Scriitorilor. Este debutul meu în ale scrisului, însumând parte din eseurile pe care le-am publicat în gazete de literatură locale sau zonale. Se cheamă Dreptul la opinie, că mi-am luat curajul după tulburările instituționale, zic eu, din decembrie 89, să mă articulez și eu în societatea din care fac parte. Deși abia a debutat ca scriitor, Izbășoiu este un nume activ în peisajul literal buzoian. Debutul său datează din perioada imediat post-decembristă, când a publicat un prim eseu în Tihna Râmnicului. De atunci este colaborator constant la numeroase publicații zonale.